Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Hungry Shark World. Astăzi vom face ceva foarte, foarte special și anume vom juca cu doi rechini mari. Pentru că am văzut că data trecută v-a plăcut foarte mult, s-au strâns peste 15.000 de like-uri și vă mulțumesc din suflet pentru asta. Așa că am zis, bă, hai să vă fac o surpriză, hai să alegem doi rechini mari de data asta. Eu de obicei alegeam un rechin mic și unul mare per episod, dar au fost așa de multe variante în comentarii încât am zis, mă, trebuie să le fac o surpriză episodul ăsta neapărat. Așa că rechinii de azi vor fi Big Mama, da, și, ia să vedeți, Buzz Helicoprion. Data viitoare, o să vreau să-mi spuneți, eu aș vrea să mă joc data viitoare cu Zombie Shark. Pentru că, din ce am înțeles, reușește să facă alți rechini zombie. Nu știu sigur dacă e așa sau dacă nu, dar oricum, voi scrieți în comentarii ce rechini vreți cu ce rechini vreți să ne jucăm și dați un mare like acolo să strângem noi din nou peste 10.000 de like-uri și dacă reușim, voi lua tot așa sugestii din comentariile voastre. Bun, hai să jucăm cu ăsta prima dată pentru că sunt foarte curios cum e, adică n-ai cum, e unul din rechinii diferiți. Uitați-vă și, mamă, frate, ce gură are. Deci, cumva, eu nu știu, ăsta nu cred că își poate închide gura. Sincer să fiu. Adică, uitați-vă și voi cum arată. Bun, 15 health drain, nu mă interesează, 10% growth. Vreau să-i pun și eu ceva care să-l ajute în bătălie, dar nu știu exact ce. Gold rush mai mare, hai să-i punem de ăsta, hai să punem coroană de rege. Așa, ia să vedem noi ce mai punem pe aici. Health points, food bonus, gold rush. Băi, dacă aș pune de asta de gold rush, să fie full gold rush, mă gândesc că l-ar ajuta destul de mult, dar am nevoie și ceva de viață, poate? 12% gold health. Vreau și eu de asta de viață, hai să o luăm. Așa, ce mai punem noi aici? Ce mai pot să-i pun, pentru că, ia să văd, 5 plus growth. Deci hai să crească mai rapid. Perfect, are și acolo, nu știu ce, zici că sunt niște chiloți sau ceva. Și, bineînțeles, vreau să-l fac la maxim, ceea ce bănuiesc o să ne coste. Dar, frate, jucăm cu el la, pe maximum nivel, ca să vedem exact cum e. Așa, îi dăm aici de multe ori, ia uite. O să dureze ceva. Mamă. Nu știu dacă mai am bani pentru celălalt să-l fac la maxim, pentru că uitați-vă și voi, costă câte 25.000. Asta e, dacă vrei să ți-l faci pe unde ăsta mare, te costă foarte mulți bani, da? E ok, momentan ne descurcăm, astea sunt astea, îi dăm aici și hai să ne selectăm și noi locația unde vrem să ne jucăm. Aș vrea să jucăm Pacific Islands, n-am mai jucat de foarte multă vreme aici și, da, hai să alegem noi așa. Să vede. Bă, stai așa că am uitat să pun, holy shit, am uitat să pun rocket de la... Mamă, cum arată, ești nebun. Stai așa, frate, că nu putem să jucăm așa. Nu putem să jucăm așa. Options, quit. O secundă, nu. Știți de ce? Dacă nu îi pun lansator de la, cum îi zice, rachetă pe spate și astea, nu poți să zbori cu el. Deci trebuie neapărat să le avem pe astea. E bine că mi-am adus aminte. Și neapărat pet. Păi ce facem aici? Ne luăm și pet. Ia să vedem. Ce pet n-am, cu ce pet n-am jucat eu până acum? Dave, asta, 10% health, îți dă viață în plus. Asta e transparent, Jasper. Ghost Shark, swim through solid object, catch his prey. Ok, asta, hai să luăm fantomă, e fantomă. Gata, și pornim la drum. Îmi place faptul că se încarcă foarte repede, adică ați văzut și voi, nu stăm deloc în loading-uri sau chestii de genul ăsta, pur și simplu intrăm aproape direct sau instant în match. Frate, wow! Wow, cum arată! E nebun! Deci e incredibil, este incredibil. Deci dintre toți rechinii de până acum, ăsta îmi place cel mai mult cum arată. Uitați-vă puțin cum are fierăstrăul ăla în față și am impresia că cel fierăstrăul ajută destul de mult. Nu știu dacă observați, dar noi deja aproape am făcut 1.000.000 de puncte. Doar jucându-ne așa. Cred că m-a ajutat faptul că i-am pus gold rush-ul ăla mare. Bă, mă mușcă ăsta de coadă. Iată-mă cum își permite el să mă muște pe mine de coadă. Și-a permis-o, mă azi. N-a avut ce treabă. Suntem printr-o fabrică ceva. Și de scafandri pe aici, săracii. Au fost, nu mai sunt. Da, și ăsta la fel ca ceilalți mari. Ăsta reușește să mănânce minele, ceea ce mă bucur. Pentru că uitați-vă și voi câte sunt. Și dacă aș fi fost cu un rechin normal, pe aici n-aș fi avut șansă. Adică la câte mine sunt, n-aș fi avut șansă. Clar, minele alea mari, alea nu le mănâncă, alea explodează și dacă cumva intri în ele vei primi damage. Dacă ești pe gold rush, văd că nu primești damage. Adică e destul de ok, dar what the fuck e cu gura lui? Ceva mi-a zis că există rechinul ăsta în realitate, ceea ce, bă, nu știu ce să zic. Într-un fel vreau să vă cred
Și vă cred. Dar o să-l caut, o să-l caut. N-am avut timp să mă uit. Dar, sincer, chiar vreau să-l caut. Pentru că m-ați făcut curios, frate. Adică, eu n-am mai văzut un rechin de genul ăsta până acum. În viața reală, știi, să zici că... Wow! Mi-a dat cutscene, un fel de cutscene când am mâncat pe omul ăla. Înseamnă că am făcut ceva bine, bine de tot. 3 milioane până acum, ne descurcăm bine. Nu e rău. Wow, sunt pe Gold Rush. Am intrat într-o piscină. Bă, ăștia-s la hotel, frate, la hotel și eu intru peste ei. What? Săraci oameni. Săraci oameni, uitați-vă și voi. Singura chestie care îl poate afecta, dacă intru în foarte multe mine de asta, să zic, sau dacă poate intru în meduze de asta, știi? Atunci să zic că m-ar putea afecta. În rest, nu știu dacă îl poate distruge ceva. E destul de puternic. Din punctul ăsta de vedere, știi, dacă vă uitați după un rechin să vă cumpărați, dacă vă jucați și voi jocul, e rechinul perfect. N-am ce să-i comentez. Uitați-vă și voi, puteți să faceți puncte cu el rapid, rapid de tot. N-ai cum să zici că, bă, e un rechin mai ieftin. Dar nu e, de fapt nu e mai ieftin, că tot 1500 de bănuți îmi ia când îi dau în loc. Deci, din punctul ăsta de vedere, cam aceiași bani îi dai. Da, aulo, mă mușcă ceva aici. Nu știu ce mă mușcă, dar mă mușcă ceva, ați văzut? Gata, ok. Acum am luat niște litere. What the fuck sunt astea? Mamă, deci încep să-mi iau damage mult. Gata, mi-am prins Gold Rush-ul. Asta e capătul hărții. Deci am ajuns pe capătul hărții. Să facem rost de chestii să mâncăm. Că mi-au damage și nu e ok. Ok, ia să vedem ce mai găsim pe aici. Hai că sunt pe Gold Rush, veniți peștișori la mine. Nu mai sunt peștișori. S-a zis cu peștișorii 5 milioane am făcut până acum. Problema e că mi se duce viața pentru că nu am mâncare. Practic lui este foame. Aulo, a decedat. Belly up. Gata. S-a zis, s-a întors pe burtă. Dar îi mai dau o șansă. Îi mai dau o șansă. Mega Gold Rush, ia fii atent. Hai mă, pornește. Mi se blocase acolo. Opa. Încă prins păsări dacă e. Și ce, ia să mă duc eu în ceruri. Să vedem cât de departe mă pot duce pe harta asta. Nu poți să ieși în ceruri, adică gen în... Poți să ridici destul de tare, vedeți că am ajuns la elicoptere. Dar nu poți să te duci în spațiu. Aș fi vrut să mă duc în spațiu cosmic. Să zbor de pe planetă cum ar veni, știi? Ar fi fost interesant. Uite un avion în fundal, what the fuck. Voi vă dați seama să vedeți așa ceva? Gen, mergi tu la plajă și vezi un rechin care zboară cu rachete. Adică, ce să mai zici? Ce să mai zici în afară de asta? Și picăm... Miau. Mamă! Vai câți oameni am mâncat! Da, harta asta e cu oameni mulți la plajă. Aia e faza, de-aia aici ai mult mai multă oportunitate să mănânci oameni decât în alte părți. Da, din păcate, prea multe mine. Aproape 6 milioane, zic eu că e destul de bine. Acum, hai să vedem și celălalt rechin. Pentru că v-am promis că vedem 2 rechini în episodul de astăzi și vreau să mă țin de promisiune. Da, ia să vedem. Următorul rechin la rând este Big Mama. Foarte mulți ați fost curioși de Big Mama, să vedem cum e. Așa că hai să-i alegem un companion. It's junk. Ăsta mănâncă gunoaiele. Ar fi bun, pentru că ne-ar salva. Că în momentul în care tu ai un rechin mare, da, poți să te descurci cu el. Dar gândiți-vă la faptul că oricum vor fi gunoaie. Bă, ăsta are o mică gură înăuntru. Are 2 guri. Habar n-am zis că e un alien ceva, un extraterestru. Astea sunt hărțile. Le-am luat pe toate? Le-am luat pe toate. E ok, ia să vedem. Aici avem ce ne trebuie. Bun. Hai să-i dăm să facem upgrade-urile. Vreau să-l facem la maxim, după cum v-am obișnuit. Facem la maxim. Neapărat să-mi scrieți în comentarii ce rechin vreți pentru episodul următor, pentru că trebuie să știu. Altfel nu știu. Și dați acolo un mare like dacă vă place seria noastră de Hungry Shark World și dacă vreți să mai facem episoade. Bă, nu știu dacă să-mi ajungă banii. Dacă nu mi-ajung banii, asta e. O să trebuie să ne descurcăm așa. Da, nu, o să mi-ajung, mi-ajung. Ok, 518.000 și... După asta hai să vedem. Vreau growth. Bam. Vreau 15% points, health drain. Plus 15 growth. O să facem să crească foarte tare. Plus 15% așa, survival bonus, health. Ce m-ar interesa pe mine? Food bonus, survive bonus. Cream că e 100% că l-aș fi luat.
20 gold rush îmi trebuie, drain nu mă interesează. Luăm iarăși growth, o să fie pălărie de clown. O să aibă o pălărie de clown. Gata, cred că suntem setați cu tot ce trebuie. Avem rocket launcher de la pe spate, tot ce trebuie. Și lăs să mă mai juc în Pacific Islands, o să mă joc, știi unde? Unde n-am mai jucat de ceva vreme. Și anume, aici, la Arctic Ocean. Bă, nu știu, eu aș vrea să mă încerc joculețe de genul ăsta. Să-mi scriți în comentarii dacă ați vrea. Pentru că mai sunt unele jocuri. Mai este și Angry Shark Evolution, dar nu știu exact cum e. Nu l-am încercat până acum, să văd. Dar dacă o să zic, poate îl terminăm pe ăsta. Poate trecem la Angry Shark Evolution. De ce nu? Adică, oricum, ăsta mi se pare ridicol și rechinul ăsta. Dar e prea mare, voi vedeți că în unele zone eu nu pot să trec? Voi vedeți că e atât de mare, de grăsun, încă nu poate să treacă de unele zone? Dar e foarte puternic, adică observați că e curent aici, curent de apă. Și în mod normal, cu un rechin normal, eu n-aș fi putut să trec pe aici. Dar din cauza că am rechinul acesta, știe să treacă prin curenți fără nicio problemă. Și uitați-vă la punctaj, deja am aproape 2 milioane de puncte. Nu știu, i-a dat ceva, că văd că foarte mulți pești, cum ar veni, sângerează așa în fața lui. Habar n-am ce abilitate are, dar are o abilitate specială și cu această abilitate am făcut foarte multe puncte foarte rapid. Adică uitați-vă și voi, bine, și nici măcar n-am avut gold rush până acum, abia acum am gold rush. Și cu gold rush nu mai zic. Frate, eu fac aproape la fel de multe puncte cum am făcut cu celălalt, dar de 10 ori mai repede. Incredibil. Incredibil, deja am 3 milioane. Uite un submarin mare. O să văd dacă pot să-l distrug. Bă, pleacă cu submarinul tău de aici. Boost-ul destroy. Păi îmi dau boost, dar nu merge. Cred că e prea puternic. Ba nu, stai așa. Stai așa. E mare bătălie cu submarinul, gat. Aia a fost. Ok, hai să trecem mai departe. Și ăsta știe să mănânce mine. Bine, știi care e fața? Doar minele mici. Că dacă te duci pe minele mari, vedeți și voi, explodează și nu prea e bine pentru tine. Știe să zboare, ca și toți rechinii, bine, orice rechin știe să zboare dacă îți bagi rocket jetpack ăla. Aoleo, mă feliază! Aoleo, domnule rechin, de ce aveți dinții așa de albi? Bă, dar cine zboară cu elicopterul așa de aproape de sol? Adică, pe bune acum, ăștia-s normal la cap? Bine, faptul că e un rechin care zboară, asta e ciudat. Dar gen, și ciudat că ei zboară așa de aproape de sol. N-ar trebui. Îmi place că e gheață și poți să treci, să spargi gheața. Uite, de exemplu, mingea asta, ia să vedem, băgăm în apă. Să dacă intră în apă. Da, mai a intrat în apă, lol, ce tare. Mega gold rush mi-am primit. Bă, 6 milioane de puncte deja. Aș spune că ăsta e un piculeț mai bun decât helicoprionul, dar nu știu, poate nu m-am jucat eu bine cu helicoprionul, habar n-am. Dar ăsta ca și rechin mănâncă tot. Du-te, frate, de aici am 9 milioane de puncte. E exagerat de bun rechinul ăsta. Stai așa că trebuie să mănânc la asta jumătate de oră. Mi-a dat iarăși gold rush. Posibil să fie și în funcție de noroc, frate, pentru că dacă, uite, de exemplu, eu acum am gold rush și prind o grămadă de pești, normal că fac o grămadă de puncte. Dar cu alalalt chiar nu am avut baftă la gold rush-uri. Adică nu a fost să fie. E cum ție norocul, știi? Dar, aoleu, încă un submarin ăsta mare. Nu-mi place să distrug submarinul ăsta mare pentru că durează mult și în timpul ăsta peștele meu nu mai mănâncă și este foame și s-ar putea să moară. Deci, mai degrabă, nici măcar nu mă mai obosesc cu submarinul ăla mare. Și pur și simplu mă duc pe de-asta mai micuțe. Până la urmă și tu ca și pește, trebuie să știi exact. Bă, frate, pe ce pot să mă duc și pe ce nu pot? Nu te arunci și tu pe cel mai mare lucru, pentru că nu ai cum, nu poți. Dar momentan ne descurcăm mai bine decât mă așteptam. Adică 13 milioane de puncte, mai zic ceva. 13 milioane de puncte. Ia că mănânc submarinul ăsta. Da, seama, a venit și omul cu submarinul la plimbare. A venit, zici, bă, ha, mă, că mă plimb și eu pe aici să văd ce mai găsesc, să văd cum e. Și vine undita mai rechinul Big Mama și îl mănâncă, face nom 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 nom. Vai de capul meu. Vai de capul și de zile mele. Toți oamenii de pe aici au încurcat-o. 17 milioane. Bă, nu știu, am mai făcut punctaj așa de mare cu vreun rechin până acum? Știu, au o bază ceva aici, că mă duc tot mai sus. Da, uite, au arme. Și asta unde? Au antenă.
Da, așa că vreau și eu să văd ce aveți, mă, voi zici. Aoleu, e foame la rechinul meu. No! Fugi în apă! Steve Asbord! Trebuie să-i dau viață. Save me. Gata, i-am dat viață, l-a băgat în apă. Sărăcuțul scosese din apă și mai avea viață. Nu mai putea, sărăcuț. Mă încurcase rău de tot. Cred că cu rechinul ăsta poți să continui la infinit, mă gândesc. Habar n-am. Dar pur și simplu 18 milioane mi se pare ridicol, adică... Vreau să văd cam ce mai e pe sus. Prin apă am văzut ce e. Fiecare hartă e diferită, știi? Dar... posibil să găsești chestii mișto și interesante. Chiar dacă nu reziști foarte mult pe sus, că până la urmă e un rechin, are nevoie de apă. Dar găsești păsări, poți mănânci păsări, bănuiesc. Poți mănânci elicoptere. Tot felul de nebunii. Nu știu ce se învârte. Fiecare rechin pe care l-am avut până acum se învârte în aer. Habar n-am de ce, dar nu mai am viață. Ah, mănâncă ceva. Mănâncă ceva, orice. Prind un pește. No! Mănâncă elicopterul. Mănâncă elicopterul. Kicked the bucket. Până aici ne-a fost, oameni buni. Bun. Asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade de Hungry Shark World și vreți să încercăm și ceilalți rechini, scrieți-mi neapărat în comentarii și dați un like. Dar scrieți-mi în comentarii ce rechini vreți. Pentru că avem Atomic Shark, de exemplu. Avem Zombie Shark, care ar transforma alți pești în zombie, nu știu sigur. Avem Mr. Snappy, pe care nu l-am jucat până acum. Și un rechin pe care nu știu dacă îl știți, pe care vreau să-l încerc. Bine, în afară de Whale Shark, pe care putem să-l încercăm, Basking Shark. Dar un rechin pe care nu l-am încercat până acum. Care era, mă? Era unul, uite, stai, nu. Era unul care avea o culoare interesantă. E ăsta, în primul rând, Echo, care nu știu exact ce face. Uite ăsta. Heidi. Scrieți-mi în comentarii numele rechinului pe care îl vreți și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!